Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Grid. În acest weekend a avut loc un atentat asupra președintelui Donald Trump. A scăpat fără leziuni grave. Știți foarte bine știrile, nu trebuie să vă spun eu, a fost lovit la ureche, din nefericire o altă persoană a murit și o altă persoană a fost rănită. Un descreierat s-a aflat cu o pușcă pe acoperișul unei clădiri aflată la 100 de metri și a luat în vizor candidatul la președinție în timpul unui miting electoral. Deja au apărut tot felul de teorii ale conspirațiilor, știți bine că eu nu prea cred în nicio teorie a conspirațiilor, că l-a pus CIA-ul, că și pur și simplu Trump, ca să devină martir și a înscenat toată chestia, în sfârșit. Nu vreau să discut problema asta, vreau totuși să vă spun că din punct de vedere al bursei și al finanțelor, evident că bursele vor crește pentru că dacă Donald Trump era dat deja câștigător la președinție, cu acest atentat șansele lui cresc puternic. E adevărat, vom vedea și rezultatul procesului unde se va da sentința în celebrii bani pe care i-a dat prostituatei din banii de campanie, dar e clar, în acest moment Donald Trump nu are contracandidat, președintele Biden este într-o stare a sănătății care nu îi permite să mai fie încă o dată președinte și dacă Biden nu renunță la candidatură, democrații nu pot să numească un alt candidat și, drept urmare, Trump câștigă detașat. Dar incidentul ăsta mă duce cu gândul la istorie. Și cum pe canalul ăsta ați învățat foarte multe lucruri din istoria Statelor Unite, istoria europeană, din istoria burselor, haideți să ne gândim câți președinți americani au fost asasinați și nu-s puțini. Primul asasinat și cel mai important a fost în 1865, în care Booth s-a dus într-un teatru unde președintele Abraham Lincoln, după ce câștigase războiul de secesiune, asista la un spectacol de teatru. A tras 3 gloanțe, președintele Lincoln a murit și astfel al doilea mandat nu și l-a mai putut duce până la capăt. Din fericire, abolirea sclaviei a rămas, nu s-au întâmplat lucruri spectaculoase și din punct de vedere al economiei americane, momentul ăsta și momentul războiului de secesiune este un nou start și economia americană va crește enorm în a doua jumătate a secolului XIX. Așa au apărut mari miliardari, Rockefeller, Carnegie, Vanderbilt, Ford, J.P. Morgan. Și așa s-a creat America. Vă recomand și v-am mai recomandat filmul The Man Who Built America, oamenii care au creat America. La 15 ani după, James Garfield este asasinat într-o gară, respectiv să trag niște focuri de armă asupra lui, rămâne nerănit foarte grav, doar că medicul lui, eram la 1881, îl tratează cu niște instrumente, îi curăță rana cu niște instrumente care nu erau sterile, vina toată e a doctorului, președintelui și astfel președintele moare de septicemie la distanță de câteva zile, vreo 8-9 zile după. După asta e un asasinat foarte important și pe ăsta vreau să-l discut pe larg. La sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, la alegerile de la 1900, John D. Rockefeller îi strânge pe toți concurenții lui, ceilalți mari miliardari, Carnegie, J.P. Morgan și așa mai departe. De fapt, nucleul a fost format din aceștia trei și spune, băieți, trebuie să punem mână de la mână mulți bani ca să mai alegem o dată pe președintele McKinley, pentru că altfel toți contracandidații nu-și doresc altceva decât să spargă monopolurile noastre și noi fără monopoluri nu mai rămânem cei mai bogați oameni și nu mai dictăm legea în Statele Unite.
deja monopolul în petrol aparținea 100% lui Rockefeller, era o situație similară cu situația monopolurilor, big tech-urilor de momentul ăsta, Apple, Google, Amazon, Facebook și așa mai departe. Deci, de asta vreau să fac o analiză detaliată, pentru simplu fapt că, într-un fel, există similitudini cu situația actuală. Și cineva va trebui să spargă și aceste monopoluri din Big Tech dacă vrem să mergem mai departe. Și atunci erau doi oameni care își doreau, contracandidatul democrat al lui McKinley, dar mai ales Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt era un tânăr politician de 42 de ani, care era înscris în Partidul Republican, nu era de acord cu președintele McKinley, vrea să-i fie contracandidat și ceea ce își dorea el cel mai mult era să reușească să spargă monopolurile astfel încât economia americană să fie cu adevărat concurențială și liberală. Rockefeller, Carnegie și J.P. Morgan pun bani foarte mulți, reușesc să-l realeagă pe McKinley președinte în al doilea mandat la 1900 și mai fac o mișcare genială să gândesc ei care-i postul din Statele Unite unde ai post, ai funcție, dar n-ai nicio putere. Postul de vicepreședinte. Și îi propun lui Teddy Roosevelt să fie vicepreședinte. Teddy Roosevelt devine vicepreședinte, nu mai e nici senator, nu mai poate să facă scandal. McKinley va continua aceeași politică ajutând monopolurile, toate bune și frumoase, numai că vine unul și l-asasinează pe McKinley. McKinley moare și tot planul ăsta s-a năruit într-o singură zi în care brus dușmanul lor de moarte, parcat în postul de vicepreședinte, devine cel mai tânăr președinte din istoria Americii și anume Teddy Roosevelt. Ce a făcut Teddy Roosevelt după aia v-am mai povestit, o să vă mai povestesc. A spart în primul rând celebra firmă Standard Oil, Exxon, Chevron, Texaco, Mobil. E adevărat că astăzi Exxon s-a reunit cu una din cele în care a fost spartă Chevron, s-au reunit și Chevron, Texaco și Exxon Mobil, dar lucrurile au luat o altă amploare, au fost procese mari în care a fost aplicat Rockefeller. Rockefeller a fost considerat omul care prăduiește America, care exploatează poporul și chiar dacă el într-adevăr a dezvoltat economia capitalistă de tip junglă dusă la paroxism, trebuie să recunoaștem că această mișcare a fost binevenită și la un moment oportun. Dar ea s-a întâmplat din cauza unui asasinat. Următorul asasinat este și cel mai cunoscut, îl știți foarte bine, a trebuit să vă spun cum au reacționat piețele. La asasinarea lui McKinley, vă dați seama că bursa era în mâna lui Rockefeller, J.P. Morgan și a lui Carnegie. În momentul în care a fost asasinat McKinley, scăderea bursei de pe Wall Street, adică indicelui Dow Jones, a fost de 6 și ceva la sută, cea mai mare. Cea mai mare scădere după asasinarea unui președinte. Și acum ajunge la asasinarea lui John Fitzgerald Kennedy, în momentul războiului rece, după criza rachetelor din Cuba din 62, rezolvată admirabil de Kennedy, și după ce deja americanii începuseră ostilitățile în Vietnam. S-a scris foarte mult, nici până în ziua de azi nu se știe cine l-a omorât pe Kennedy. Există mii de teorie ale speculațiilor, există multe analize. Comisia Warren a făcut orice, numai că adevărul nu n-a vrut să-l afle și așa mai departe. Despre asasinarea lui Kennedy ca fapt politic nu o să vorbesc aici, o să vorbesc despre bursă și economie. Trebuie să știți că după criza din 1929, indicele lui Dow Jones i-au luat aproape 36 de ani până când să ajungă la nivelul de 600 pe care îl avea în 1929 înainte de crack. A căzut din 600 de puncte Dow Jones-ul până la 42 de puncte care rămâne și astăzi minimul istoric în 1932 și au trăit 36 de ani din 42 să refacă din nou în 600. Cei care au cumpărat în 29 puteau să vândă în câștig abia după asasinarea lui Kennedy. La Kennedy bursa a căzut 2,9%, nu s-a oprit,
ceea ce e important, pentru că bursa americană nu s-a oprit la niciun astfel de asasinat, nici măcar la atacul de la Pearl Harbor din 7 decembrie 1941. Bursa americană s-a oprit o singură dată la atacurile din 11 septembrie și atunci mult, 4 zile. Și a fost decizia nu atât a bursei, cât a lui Alan Greenspan, care era guvernatorul lui Federal Reserve. Și bine au făcut. E, la asasinarea lui Kennedy, bursa cade și ia 2, indicele dau jos 2,9%, s-a refăcut. Kennedy era, în schimb, un președinte foarte iubit, spre deosebire de McKinley, care nu era un președinte iubit, la fel ca și Lincoln. Dar Lincoln a devenit un președinte foarte iubit de către poporul american mult după moartea sa, pentru că în războiul de secesiune, vă dați seama că jumate din populație, toate statele din sud care erau înfrânte în război, nu-l iubeau pe Lincoln. Și dovadă că Booth era unul dintre ei. E, momentul însă mult mai important pe care vreau să vi-l aduc la cunoștință este încercarea de asasinare a lui Ronald Reagan. Chiar dacă această încercare de asasinat a avut repercursiuni grave asupra sănătății președintelui Reagan, ea a fost făcută de un descreierat care era și membru al Partidului Republican, la fel ca și ăsta care era pe liste republicane și a tras în Donald Trump. Și acest Hinckley care a tras în Ronald Reagan a făcut tot tamtamul ăsta ca să intre în grațiile lui Jodie Foster, că el era un pic nebun și se îndrăgostise de Jodie Foster. Jodie Foster, care știți bine, mai e și lesbiană, și i-a scris 200 de scrisori. Cum Jodie Foster nu i-a răspuns, s-a gândit cum să-i atragă atenția lui Jodie Foster, a lăsat o scrisoare de adio și s-a dus să-l împuște pe Reagan. Nu cred că nici Reagan, dar nici Trump acum vor pune aceste încercări de asasinat pe amendamentul 2 al Constituției, unde orice nebun poate să-și cumpere armă și există dreptul de a-ți cumpăra arme și de a te apăra. Problemă care revine la fiecare campanie electorală de alegeri prezidențiale, pentru că Trump susține cu ambele mâini posibilitatea americanului de amendamentul 2, posibilitatea americanului să-și cumpere arme și de la supermarket. Dar există un lucru foarte interesant. Știți, Ronald Reagan avea o vârstă. Acum, după ce au trecut peste 45 de ani, toți analiștii spun că, de fapt și de drept, după acest atentat, Reagan n-a mai fost foarte sănătos. Și au condus cei din jurul lui. Au condus bine America. Reagan a mai câștigat un mandat, a reușit să termine războiul rece și chiar dacă economia americană n-a dus-o bine în perioada lui Reagan și marele crac a fost chiar în penultimul an al administrației Reagan, în 87, când Dow Jones a scăzut 22% într-o zi, cert e că atentatul a avut repercursiuni asupra capacităților de sănătate și intelectuale al președintelui. E, nu știm ce repercursiuni va avea atentatul asupra urechii și asupra gândirii lui Donald Trump. El oricum e destul de descreierat și fără glonțul în ureche, dar vom vedea. Problema care se pune e alta. Este de ce a ajuns America ca la începutul secolului 21 să mai avem atentate asupra președintelui sau candidatului la președinție. Cea mai civilizată, democratică, prima putere mondială are încă riscul de a avea președinți asasinați. Pentru acel amendament 2, evident, dar așa puteți să spuneți, bine, dar și elvețienii toți fac armată, au pușca în casă și nu se întâmplă niciun fel de atentat. Pentru faptul că serviciile secrete nu-și fac treaba și asta e posibil. Un lucru din ăsta ar fi imposibil de conceput la Moscova. Putin niciodată nu a rezistat cineva să tragă asupra lui și foarte rar s-ar putea întâmpla și cu șanse foarte mici la Paris ca cineva să tragă asupra lui Macron. Lucrurile revin acum cu acest atentat la o problemă mare, ura. America e divizată.
America, unii îi urăsc pe ceilalți. Emigranții pe americani, americanii pe emigranți. Și toată această dezbinare, care nu e numai în America, am discutat în clipul despre populism, este și în Italia, și în România, și în Franța, și peste tot, nu va duce omenirea către lucruri bune. Rămâne să vedem ce se va întâmpla cu alegerile din Statele Unite anul ăsta. Trump în continuare își caută orice fel de câștig de imagine, mai ales aici unde o să zică că e Iisus Hristos martirizat, în timp ce judecătorii vreau să-l condamne, unul vrea să-l omoare și a scăpat și va scăpa America de toate belele. Problema e că el va câștiga clar. Există un singur dubiu: dacă îl conving democrații pe Biden să se retragă, și dacă Biden se retrage, atunci mai există o șansă ca nou candidat, dar foarte mică pentru că are foarte puțin timp, nou candidat să câștige în fața lui Trump, nu pentru că ar fi un candidat bun, ci pentru că marea majoritate a americanilor sunt dispuși să voteze contra, adică nici cu Trump, nici cu Biden. Și atunci a treia persoană care apare ar colecționa toate voturile contra care există actualmente în America și care sunt, la fel ca și la noi, mult mai multe decât voturile pro. Știți bine, și noi votăm de la Iliescu încoace răul cel mai mic. Din nefericire, cum ne-am așternut, așa vom dormi. Și americanii la fel. O să vă țin la curent cu ce se mai întâmplă în alegerile din Statele Unite, cum mai influențează bursa. Trebuie să știți că alegerea lui Trump, așa cum v-am spus, într-o primă fază va duce bursa la stele în continuare și orice fel de știre bună prin care el va deveni președinte, deși economia americană duduie și n-a mers niciodată mai bine decât în perioada Biden, nu că ar fi condus Biden America, ci stafful lui, dar Trump va face multe nenorociri și dacă e o nenorocire de care mi-e frică, e că și pe care o să o suportăm pe propria piele, e să poate retrage din NATO. Și dacă pe noi în Europa ne lasă singuri în fața ursului sovietic, nu cred că e bine nici pentru pacea lumii, nici pentru economia mondială, nici pentru nimeni. Dar nu vreau să fac speculații, așa că rămâne să vedem ce se va mai întâmpla. Poate vom afla lucruri noi despre atentatul din weekend și îl vom comenta aici. Cert e că azi bursa deschide pe plus, deși băncile au dat rezultate și au picat vineri. Să vedem ce face Goldman Sachs, să vedem ce face BlackRock, care dau rezultate azi, în prima zi, luni, 15 iulie, după atentatul eșuat asupra lui Donald Trump. În rest, îi urez sănătate maximă lui Donald Trump și lui Biden. Există și o glumă, o să vă spun o glumă și încheie așa, și anume Biden a fost convins de către democrați să-și dea demisia. L-au convins că a fost președinte de două ori și nu mai poate candida. Toate bune!